La ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivenise. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Omule, ziditorule, vă odihne, Doamne, sufletului adormitului robului tău. Spre tine nădejdea și-a pus, spre păcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Și acum și curulea și în vecii vecilor, amin. De tine zici și limba te avem, și rugătoare bine primită către Dumnezeu, de care le l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mărturire. După mare mila ta rugămâne, ți-auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru odihna sufletului adormitului tău, va dar pentru ca să-i ție, te voi vădă greșeală și de voie și înceapă de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și să ne trezim și să odihnesc în mila lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor și este la păcatelor lui. Dragă Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne miluie, miluie, Doamne Dumnezeule Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai zrupa și dreptul vitale în sus, Doamne. Și sufletul adormitului Domnului Tău, vada lui din neștrelul luminat, nu de verdeasă, nu de odihne, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea și orice greșeală ce a făcut El cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iar vinui. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate, vrea și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Aleluia! Și viața și odihna dormitului robului tău, vadar Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără început al tău, Părinte, și prea sfântul și bunul de viață, Mântuitorul tău, Duh, acum și cururea și vecii vecii noi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cururea și în vecii vecilor, amin. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, prea cucernice Părinte, binecuvintează! Eu ce-a înviat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru căciune preacurate, Maicii sale, Sfinților, Stăricilor și Oclodați Apostolii, ale dreptului Lazar înviat, a patra zi din morți, sufletul adormitului său va dar cu dreptii să numere ea pe noi să ne miluiască, ca un Domn și de oameni iubitor. Amin! Fericită adormire veșnică, odihnă, Doamne, sufletul adormitului tău va dar, și vei, Doamne, veșnică, pomenite, veșnică, pomenire, veșnică, pomenire, veșnică, lui, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, și vei veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Doamne Iisuse Hristoase,
Nu vă rog frumos să nu trageți de el când se va de Lăsa-mi mila o parte. Dă-ți drumul la muzică! Ce faceți acolo? Dă-ți drumul acolo! Domnul, domnul! Dă-te la o parte! Da, 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 da